Seara și bine ați venit la Prof Online cu exerciții de matematică. La Zapata, da? Da. Îți dau o... Hai, ce vrei tu? Ok. Aflați numerele naturale x și y care verifică egalitatea. Așa. Deci x egal cu cine? Y egal cu cine? Da? Da. Specificăm că x, y sunt aparțin mulțimii numerelor naturale. Da. Da? Paranteză pătrată. Ia să vedem. 3 plus. Paranteză rotundă. X ori Y plus 31 ori 8. Minus 603 împărțit la 3. Închidem paranteza rotundă. Împărțit la 9. Închidem paranteza pătrată ori 2. Da. Plus 1983. O să facă mami ori așa, ca să nu te confunde cu X-ul, da? Da. Da? Plus 1983, egal cu 2007. Bine. Hai să ne uităm un pic la el și să ne facem așa un plan. O să vedem cum abordăm. Nu? Da. Sau tu te gândești. Și eu scriu. Ce te gândești în primul? Hai, scrie-l de exercițiu. Păi, mă gândesc prima oară să fac că 2007 minus 1983. Pentru că e singura operație care aș putea face. Deci, da, și nu scriem chiar toată asta. Am putea să facem ceva din paranteza asta? Da. Am putea să facem și asta, da? Hai. Și este egal? Păi, este egal cu paranteza pătrată. Așa. 3 plus, da. Paranteză rotundă, x ori y, așa. Plus, plus 248 minus 201, corect. Închidem paranteza rotundă, corect. Așa, da. Împărțit la 9, închidem paranteza pătrată, ori 2, da. Este egal cu 2007. Minus 1983. Corect. Care este egal cu... Cât fac asta? 2007? Păi... Păi hai să facem una sub alta, da? Da. 7 minus 3. Deci 2007 minus 1983. 7 minus 3. 7 minus 3, 4. Da. 0 minus 8, adică 10 minus 8, 2. 2. 9 minus 9, 0. Adică 24, de 24. De 24. Ok. Deci aici rezultatul ar fi egal 24. Da, și atunci, 3, dar fără paranteză pătrată. Acum eliminăm paranteza, da. Aceasta pătrată. 3, da? Plus x ori y plus 3. 248 minus 201. Aici am putea să facem, crezi că scăderea asta? Nu. Trebuie să fac mai întâi adunarea aceea. Adică după ce fac x ori y, trebuie să fac adunarea. Deci zici că nu putem, nu? Stai să iau un calcul mai mic. Deci dacă am 5 ori 2, adică 10, 10 minus 5 minus 2, adică 10 minus 10 plus 5 minus 2, adică 10 plus 5 minus 2, care ar da 13. Dar 10 plus 5 minus 2, da. 10 plus 5 înseamnă 10 minus 2, 13. Și dacă faci 5 minus 2, 3, 10 se plus poate. 3, ne se poate, da? Da, deci facem scăderea asta, da? O să am 3 plus x ori y plus de 7, 47. Plus 47, plus, da. 47 împărțit la 9 este egal cu 24. Cine e împărțit la 9? Paranteza asta. Da. Da. Este egal cu 24 împărțit la 2, care este egal cu 12. Și ori 2 unde o pun? Că ori 2 era toată asta, deci nu pot încă să o elimin pe asta pătrată. Nu. Că asta pătrată era ori 2. Păi dar asta pot să fac. Ea e în afară paranteze. Crezi tu sunt în Și tu zici să fac 24 împărțit la 2? Da. A, da, da.
Am crezut că n-ai zis asta. Și 24 împărțit la 2 cât fac? 12. 12. Bun. Și atunci... Și acum, ce să fac? Este egal cu paranteză rotundă. X ori Y plus 47 împărțit la 9 este egal cu 12 minus 3. Și este egal cu... Egal cu 12 ori... minus 3, da? Da. X ori Y plus 47 împărțit la 9 este egal cu 9. Și X ori Y plus 47 este egal cu 9 ori 9, care este egal cu 81. Da. Și X ori Y este egal cu 81 minus 47. Adică cât? Și X ori Y este egal cu... 11 minus 17, 11 minus 7 care dă 4. Da. Și 7 minus 4, 34. 34. Bun. Deci X ori Y e 34. Dar nouă ce ne spune? Noi trebuie să aflăm pe X și pe Y. Dar cum sunt ele? Numere naturale. Naturale. Bun. Hai să vedem. Ce numere înmulțite, ce variante am avea? Ce numere înmulțite dau 34? Naturale. Hai să vedem. X, primul caz, da? Da. X poate să fie 1, caz 1. Ar putea. Da, poate. X egal cu 1 și Y egal cu cât? X egal cu 1 și Y egal cu 34. 34, bun. Cazul 2. X egal cu 2. X egal cu 2. Și Y este egal cu... Păi 34 împărțit la 2, că s-a făcut. Corect. X egal cu... 17. 17, corect. Așa. Ia să vedem. Ar mai fi și altul? La 3 se împarte? 3 și 4? Nu. La 4? La 4, nu. La 4, cred că... Pe 4, rog, 32. 15, 7, 8, nu. La 5, nu. Da, la 6. La 6, nu. Nu. La 7? La 7, nu merge. Ok. La 8? Nici într-un caz. Da. La 9, nu. Adică la 8, nu, că 8 ori cât se facă 34? Păi deja 8 ori 4 ori 30, da. Așa, la 9. La 9, nu. Așa, bun. La 11, ia să vedem, mergem? Nu. Nu. Bine. Deci cred că astea sunt... Da. Sunt doar două. Bine, dar cred că putem să punem și invers. X egal cu 34 și Y egal cu 1. Da. Știi, să le inversăm. Da. X egal cu 34... și Y egal cu 1. Și a patra soluție, care ar fi? Și X egal, X cu... egal cu 17 și Y egal cu 2. 2. Deci, X poate fi 1, 2, 17 și 34 și Y la fel, da? Da. Următorul exercițiu. De-aia vezi la răspunsuri, așa e? La răspunsuri este 1, 1 și 34, 34 și 1, 2 și 17, da. Bine, înseamnă că am lucrat corect. Următorul exercițiu. Ștergem tabla. Este puțin mai lung. Ok. Dar nu e așa de lung. Hai. Hai să vedem. Așa. Deci. O să am 63 împărțit la 7. Mai puțin să așa acum în tabla. Eu scriu puțin pe caiet ca să ne revoim. Corect. Te rog să scrii și frumos. Da. La 7 plus 2 ori acoladă 450 împărțit la 9 plus 6 ori paranteză pătrată 300 împărțit la 10 așa, plus paranteză rotundă
250 împărțit la 5 minus 3 ori 9. Închidem paranteza rotundă. Ori 2 plus 35. Închidem paranteza pătrată. Minus 18. Închidem paranteza. Închidem acolo. Plus 48 împărțit la 6. Egal cu, da? Da. Hai să vedem. Păi. Facem așa, un gram de lucru. Așa. Păi. Crezi că am putea să facem împărțirea asta? Da. Da, pe asta. Da. Ok. Păi, și aici mai vedem ce mai putem să facem și pe aici, da? Da. Hai să. Păi, va fi egal cu 9 plus 2 ori acoladă 50 plus 6 ori 30. Paranteză pătrată, da? Da. Paranteză pătrată 30, da. Plus 50. Paranteză rotundă. Da. Paranteză rotundă 50 minus 27 din paranteză rotundă ori 2 plus 35. Așa. Minus 18. Închidem și paranteza pătrată. Da, închidem acolo, da, minus 18. Așa. Plus 48 împărțit la 6, 8. 6 ori 8, 48, da? Da. Și este egal 9 plus 2 ori. Acum pot pune paranteză pătrată. Da. Paranteză pătrată, 50 plus 6 ori. Paranteză rotundă. Da. 30 plus 50 minus 27, 23. 23 ori 2, ca da. Să facem un pic. 23 ori 2, 46. 46, da. Plus 35. Da. Închid paranteza. 46 plus 35. Închid paranteza rotundă, minus 18. Închid paranteza pătrată. Da. Plus 8. Și este egal cu? Este egal. 9 plus 2 ori. 9 plus 2 ori. Paranteză pătrată. Cred că putem să transformăm în rotundă. Ok. Așa. 50 plus 6 ori. 6 ori. 30 plus 35, 65 plus 4, 111. 65, 105, 111. 6 ori 111. 111. Da. Închidem minus 18. Minus 18. Închidem paranteza rotundă. Plus 8. Plus 8. Este egal cu 9 plus 2 ori paranteza rotundă 50 plus 666 minus 18 plus 8. Închidem paranteza rotundă plus 8. Și este egal cu 9 plus 2 ori 716 minus 18 plus 8. Închidem paranteza. Dar hai să vedem cât fac 716 minus 18. Păi 6 minus 8. Adică 16 minus 8. 2. 16 minus 8. Nu, te rog să scrii una și sub alta. 716 minus 18. Păi 16 în 8 de 8 ori. Cât ți-a dat? 698. Ok. Și deci este egal cu 9 plus 2 ori 698 plus 8. Așa. Și este egal cu 9 plus. O 1396. 1396, da? Da. Plus 8. Plus 8. Și este egal cu 1405 plus 8, care este 1405 plus 8, care dă 1400, care dă 1413. 1450. Hai să vedem unde am greșit. O luăm de la capăt, da? Păi, la 63 împărțit la 7. Hai să bine. 63.
9 ori 8, 63, plus 2 ori. Aici 59 ori 5, 45, corect, plus 6 ori. 300 împărțit la 10, 30, plus 250 împărțit la 5, 50, minus 9, 3 ori 9, 27, ori 2, plus 35, minus 18, plus, și aici am făcut, 6 ori 48, corect. Hai să vedem aici. 9 plus 2 ori. 50 plus 56 am făcut. 30 plus. Aici? Acolo trebuie să... Păi 0, 10 minus 23. 7. Da, 23. 23 ori 2. 23 ori 2. 46 corect. Plus 35 minus 18 plus 8. Corect. 9 ori 2. 2 ori 50 plus. Aici ai zis 111. Mai facem o dată. Păi 46 plus 35, care îmi dă 81. Ai făcut bine. 6 ori 111 minus 18 plus 8. Bun. Și egal cu 9 plus 2 ori. 50 plus 66 minus 18 plus 8. 9 plus 2. Ia să vedem unde e paranteza asta. Cred că știu eu unde. 2. Am greșit acolo. Ori. Bun. Și aici, aici, hai să vedem. 666 plus 50. Păi da, 0, 1, 710. 700. 10. 16. Da, 716. Ba, nu. 6. Ba, da, 716. Da, 716. 716 minus 18. 700. 716 minus 18, adică practic 700 minus 2, care de 698. Atât, atât, da? Da. Am înmulțit bine 2 ori 698, da? Poate că e greșit aici. Și 9 plus asta. Noi am lucrat corect, eu zic. Bine. Dacă observă cineva unde vreo greșeală, îi rugăm pe prietenii noștri să ne ajute. Să ne spună dacă e greșit undeva. Da? Să vedem. Hai să lucrăm și probleme, da. Altfel de exerciții. Să vedem. Așa, suma vârstelor tatălui și a fiilor săi gemeni. Da. Adică A plus B plus B, nu? Cum vrei să facem? Deci spune suma vârstelor tatălui și a fiilor săi gemeni, adică A plus B plus B, că sunt gemeni. Așa. A plus B plus B. Da. Este 39. 39. Peste 5 ani, tatăl va avea dublul sumei vârstelor gemenilor. Peste 5 ani. Peste 5 ani, adică A plus 5, B plus 5 și B plus 5, adică 2B plus 10, practic, o să fie dublul, adică peste 5 ani. Tatăl va avea dublul sumei vârstelor. Da? Salut! Înțeleg? Dublul sumei? Da, adică B plus B este egal cu A plus 5. Da, hai că a venit domnul profesor. Da. Îl lăsa pe domnul profesor să te explice pe asta. Ați venit la timp. La timp. Așa.
Este 5 ani. Ce stai? Ia să vedem ce spune aici. Suma vârstelor tatălui și a fiilor săi gemeni este de 39 de ani. Suma vârstei tatălui. Adică A plus B plus B. Așa a putea să notăm. Am înțeles. A plus B plus B egal cu 39 de ani. Peste 5 ani, tatăl va avea dublul vârstei, dublul sumei vârstelor gemenilor. Care este vârsta fiecăruia? Adică A plus 5, B plus 5 și B da, plus dublul, 5. Dublul sumei, parcă ai zis, nu știu. Da. Știi care e rețeta, nu? Care e rețeta? Calm. Calm, mai știu o dată. Să înțeleg și eu. Suma vârstelor tatălui și a fiilor săi gemeni. Așa. Este 39 de ani. Da? Așa. Deci, tata... Ai zis A, da. Și B și B sunt gemeni. Gemeni, da. Peste 5 ani. Deci peste 5 ani. Deci asta e vârsta ta. Chestia cu segmente, că nu știu, eu am în continuare. Da, deci, e mult mai ușor. Nu știu, așa, simt tu ochiul nevoia să, să participe. Dar tatăl, încă nu știm cât are tatăl. Uite, tatăl e mai mare. A, tatăl mai mare. Nu o să pun la fi mai mult. Și B și B, cei doi. Aici. Da. B și B. Așa. Peste 5 ani. Nu, deci este de 39 de ani. Așa, toată asta e de 39 de ani, da? 39 de ani, da. Bun. Fiți atent. A, sunt. Așa. Peste... Hai să am fiți atent. Trebuie să fiți concentrat. Asta e, asta e esenția. Că ne-a spus dumneavoastră că trebuie să fiți concentrat. Perfect. Hai. Peste 5 ani. Peste 5 ani. Tatăl va avea dublul sumei. Nu țipa. Vârstelor. Deci peste 5 ani. Deci peste 5 ani, că fiecare va crește cu 5 ani. Perfect. Uite așa facem. Da. 5 și 5. Adică la suma respectivă. Da. Tatăl va avea dublul, dublul vârstelor gemenilor. Adică suma, tatăl. Adică B plus B plus 10, deci, ori 2. Deci tatăl, tatăl va avea A plus 5. Da. Nu? A plus 5. Da. Deci A plus 5 va avea este egal sumei, dublul sumei de două ori. De două ori. Este egal 2, deci 2. Ori, în paranteză, 2B plus 10. Deci asta e, mă. Vezi? Începe să-și rupem problema. Mm. A, deci, deci A plus 5. 2B, un pic, un pic să vă să scriu și eu. Da? Deci, fii atent dacă am citit bine. Eu vreau să fiu sigur că am scris bine. Peste 5 ani, tatăl va avea dublul sumei da? Vârstelor gemenilor. Gemenilor. 2B plus 10. Și înseamnă că A plus 5 este egal cu 4B. Deci echivalent cu A plus 20. A plus 5 egal cu 4B plus 20. Și acum mergem la segmente. Adică mergem din nou la segmente. Așa. Și 4B, adică practic el are 4 segmente de ale gemenilor. Și deci tatăl va avea 4 segmente de ale gemenilor. Și încă 20. Și încă 20. Și uitați care e întrebarea, ca să știți. Ia să văd. Care este vârsta fiecăruia înainte, adică înainte de a... cu 5 ani. Păi da, sigur, că A și B. Adică aflăm pe A și pe B. Păi, stați puțin. Uite, eu mă opresc la relația asta. Vrei să fii de acord cu mine? Da. Hai să mă opresc la relația asta. K plus 5 egal cu 4B plus 20. La care mai adaug A plus 2B. A plus 2B, ca să nu mai fac efortul maxim, egal cu cât? Cu 39. Bine? Da. A plus 3B egal cu 39. Și acum, eu sunt foarte tare frământat să... mă apropie cât se poate de mult de o idee care să semne ce rezolvarea celor două. Cum să facem, Maia?
Hai să scădem din prima, să scădem un 5 din ambii membrii. Ești de acord? Deci, să scădem un 5 din ambii membrii. Știi de ce? Pentru că să nu mai dăm 4B plus 15. Așa. Deci ai egal cu 4B plus 15. A egal cu 4B plus 15 este prima. Deci A egal cu 4B plus 15. Și de desubt să pun că A plus 2B, A plus 2B, egal cu 39. Încearcă tu să vezi ce idei îți vine ca să putem continua totuși exercițiul ăsta. Hai. Dacă A egal cu atâta. A egal cu 4B plus 15. Și prima A plus 2B. Deci, trebuie să aflăm că dă 6B. Să înlocuim pe A aici. Da. În loc de A-ul ăsta să punem 4B plus 15. Și ieșiți de bine. Și atunci o să avem 4B plus 15 plus 2B. Corect. Este egal cu 39. Echivalent. Și este echivalent cu a spune că 6B este egal cu 39 minus 15. 39 minus 15. Și 6B este egal cu 24. Deci B este egal cu 24 împărțit la 6. Deci B egal cu 4. B egal cu 4. Și atunci, dacă B egal cu 4, stați puțin. Sigur. A, dumneavoastră ați făcut 4 ca să fie deja cu 5. Sigur că da. Așa, da, mă da, gândeam, cum să adiu 5? Nu. Asta e biroul de atunci, de înainte de a începe problema. Păi, atunci. A-ul este egal dacă cu... B e 4, adică un geamăn e 4, da? Da. Dar ce zice? A-ul... Fac 4, da, fac 39 minus 4 ori 2. Și, deci, și așa, și așa, de aici zici, nu? Da. A egal cu 39. 39 minus 4 ori 2 și A este egal cu 39 minus 8, care dă 31. Care este egal ca A. Deci tatăl are 31 de ani 31. Și băieții au 4 ani. Păi e ca 4 ani. Foarte tare. Unde a fost momentul? Hai spune-mi tu. când am deja știam că facem la locuire aici, nu mai știu, sus aici. Acolo, când așa, doar așa, când asta e vorba să ne A plus 5 egal cu 2 ori 2, B plus 10. Mie sunt probleme. Pentru că aia ne-a ajutat cel mai mult. Deci și noi ne-am dat seama că 4B plus 20. Vezi cât e de important să știi să transcrii o anumită informație într-o relație? Asta am făcut noi. Informația asta că peste 5 ani tatăl va avea dublu vârstei gemenilor, dar și gemenii s-au dus peste 5 ani. Doamna, deci 2B și cu 10 ori 2. Foarte. Asta era greșeala mea când era mai mică. Uitam să pun și la ceilalți. A, nu simțeai că... Da, nu toată lumea, și ei cresc. Toată lumea s-a translat. Da, da, m-am corectat. Da. Cu atenție. Păi am ce făcut. Am venit, când v-am văzut așa, panică, începuseți așa. Dar zic, băi, dacă vă fi început mai demult, ce mi-a trecut pe mine, pe minte? Și n-am început să fac. Trebuie să fie o problemă interesantă. Nu, de abia începeam. Atunci, ce citeați și voi odată cu... Ați spus din problemă. Da, da, care e dat frumoasă. Da, că am făcut două exerciții. Nu, să recunoaștem că este nemaipomenit dacă știm să traducem o informație dată de autor într-o relație. Și după acolo am lucrat frumos. Bine. Să vedem. Altceva? Am găsit-o, să spunem. De la concursul Traian la Lescu. Da. Da. A știți multe? De. Clasa a patra din 2002. Bine. Oh my God, de ce l-am ales pe ăsta? Da, că te-a provocat. Mă ia și cu stelițe, n-am văzut-o. Să se arate că într-un grup de 2002 persoane. Deci într-un grup de 2002 persoane. Există două care au același număr de cunoscuți printre ceilalți. Deci în asta există
două persoane ce au același număr de cunoscuți dintre ceilalți, da? Acum am scris-o așa, știi de ce? Ca să trag de timp. Problema mi se pare foarte frumoasă. Deci, dintre 2002 persoane, da, puțin, da, să există două persoane. Încă n-am terminat. Ai mai persoane ce au același cunoscuți printre ceilalți. Eu doar vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați dezvăluit secretul dumneavoastră. Adică să zicem rar, da? Da, vor. Se admite, asta în paranteză, se admite că acela, dacă persoana X cunoaște pe Y, atunci Y cunoaște pe X. Deci se admite că dacă persoana X cunoaște pe Y, atunci Y cunoaște pe X. Adică dacă eu te cunosc pe tine și tu mă cunoști pe mine. Deci, practic, sunt două persoane. Da, da. Și tu îl cunoști pe domnul profesor și domnul profesor te cunoaște pe tine, nu că numai domnul profesor îl cunoaște. Deci relația de a fi cunoscut, relația de cunoaștere a mea... Eu pot să demonstrez. Cum? 2002. Uite, stați să vă spun de ce. Pentru că, practic, nouă ne spune, în paranteză, se admite că persoana X, adică se spune mama, mă cunoaște pe mine, normal că o cunoaște. Dar eu tot normal că o cunosc pe ea. Da. Deci, practic, suntem două persoane care se cunosc una pe cealaltă. Și dacă o luăm așa și nouă ne spune că două persoane care au același număr de cunoscuți printre ceilalți, adică 2 ori 2, adică 4, ca să facem câte persoane ar fi. Și putem să facem, și facem 2002 împărțit la 2, adică cât? 1001 și 1001 care se împart, adică se împartă la număr. Da, eu vreau să mai citim un pic. Ok, da, am dat. Și calm, așa, rar, să nu te mai repezi. Da. Să se arate că într-un grup de 2002 persoane există două care au același număr de cunoscuți printre ceilalți. Deci există două. Da, adică două persoane. A și alta B. Și trebuie să aibă, dacă asta are 5, și asta să aibă tot 5. Deci există două care au același număr de cunoscuți. Se admite că dacă persoana X cunoaște pe Y, atunci Y cunoaște pe X. Da. Dumneavoastră ați spus 5, da? A zis 5, la întâmplare. Da, dar mie îmi spune persoana. Deci uitați că îmi dăm paranteză. Se admite că adică persoana X cunoaște pe Y, că atunci Y cunoaște pe X. Adică, practic, sunt două persoane care se cunosc. Da. Adică numai două, nu? Să vedem. Am înțeles bine că relația asta pronunțată, cuvântul pronunțat, se cunosc, înseamnă că e o reciprocitate. Da, înseamnă că dacă A cunoaște pe B... Nu A cu B. Că nu pe B, pardon. Dacă A cunoaște una din cele 5 persoane, celelalte 4 nu-l cunosc, reiese de acolo. Nu, domn profesor? Dacă A cunoaște, numai A cunoaște pe... E și reciproca. Păi da, și asta îl cunoaște pe ea. Da? Și ăla? Da. Toate cinci? Toate cinci. Înțelege? Da. Doar profesor, dar noi n-avem Dumnezeu să știm. Adică nouă nu ne spune dacă se cunosc sau nu. Păi nu, păi spune așa, dacă e vorba de faptul că se cunosc... Se admite că dacă persoana X cunoaște pe Y, atunci deci, Y cunoaște pe X. Deci, dacă vorbim de cinci persoane, da, nu? A1, A2... A3, A4 și A5. A, și toate le cunosc pe A. Da, deci să presupunem că A ar avea 5 persoane cunoscute. Corect, corect. Atunci, fiecare, dacă A îl cunoaște pe A1 și A1 îl cunoaște pe A. Ok, am înțeles. Da? Și A2 cunoaște pe A și A3 cunoaște pe A. Deci, practic, relația asta îmi spune că
În mulțimea de aici trebuie să pot constata că există două, cel puțin două, care au același număr de cunoscuți. Că pot să existe mai mulți, mai multe persoane care au numere diferite de cunoscuți. Dar trebuie să fructificăm cu foarte multă grijă reciprocitatea asta. Așa stai tot? Da. Da, asta e problema. Da. Să arătăm că există două persoane, să arătăm că există două persoane care au același număr de cunoscuți. Deci în mulțimea asta să arătăm că există două persoane care au același număr de cunoscuți. Păi la sau oameni, domn profesor, dar noi să demonstrăm, nu? Sigur că da. Profesor. E o problemă foarte tare. Ia să vedem cum. Domn profesor, faceți-vă comod. Să presupunem, da, nu? Da, 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 aici stăm un pic. Păi, mai întâi trebuie să mă gândesc. Deci două persoane trebuie să fie, deci practic două persoane, dar acele două persoane pot să se cunoască și între ele. Adică pot să se aibă și pe ele reciproc la persoane. Mama a încercat să spună ceva. Mama a încercat să spună că o astfel de problemă ar merita tratată prin reducere la absurd. Presupunem că nu există în mulțimea asta de 202 două persoane care să aibă același număr de cunoscuți. Adică ce înseamnă? O persoană să aibă 7 cunoscuți. Celălalt să aibă 200 de cunoscuți. Celălalt, deci, la orice persoană ne-am opri din mulțimea asta, din cele 2002, la orice ne-am oprit, niciuna dintre ele, deci la orice persoană ne-am oprit din cele 2002, niciuna dintre ele să nu găsim două persoane în mulțimea asta de 2002, cu același număr de cunoscuți. Plăcere, vă dau. Păi tu ai 1000, eu am 500, domn profesor are 700, ia uite, asta da? E. Asta ar trebui să spune că nu va fi cu putință o idee de asta. Da. Să presupunem asta. Poți să spun că una are 1, una are 4, exact. Una are 10, exact. Una are 4, una are 2, una deci are... Deci presupunem că n-ar exista. Cum facem asta? Deci presupunem că nu există printre cele 2002 persoane, adică la oricare am luat-o, la prima așa, persoană. Are, hai să vedem așa. Aici e problema. Noi elaborăm un raționament acum. Mi gândim. Deci invitația mea este să încercăm să elaborăm acest raționament. Acum, ne-a dat 2002, noi putem să plecăm cu 6 persoane. Văd că a dat un număr par. Exact. Este foarte important. Dar l-a dat 2002 pentru că probabil a fost gândită problema în 2002. Și ea... Imposibil. Da, e posibil așa ceva. Da. Și ea capătă încărcătură... De clasa 4-a! De clasa 4-a! Deci, în ce an? În anul 2002. Spune așa. Asta zicea și domn profesor. Concursul trai la Lescu, clasa 4-a 2002. Asta era motivul. Pentru care la 2002. Da. Acum, eu ca să pot să fac problema asta, am să iau un număr mai mic. Vezi că nu-mi permit deocamdată, nu mă pot ridica cu mintea la nivelul ăla 2002. Luăm 6. Deci, dintre 6 persoane, să ne închipuim că întrebând, cele 6 persoane ar fi A1, A2, A3, A4, A5, și A6, da? Da. Și să ne închipuim că numărul de persoane pe care îl distribuim ca fiind cunoscuți al lui A1 este 1. O singură persoană. Are o singură persoană. Deci el numai o singură persoană. Adică va cunoaște pe una din celelalte, nu? Să da, înțelegem. Că pe A2, na. Nu. Pe A2, că pe A2, luăm un ordine asta, nu e nicio problemă. Da. Cunoaște numai pe A2. Corect. Înseamnă că și A2 cunoaște pe A1. Corect. Ca așa a zis. Da, dacă ea... Ca să fie exact, după să respectăm ce a zis problema. Corect. Da? A2 înseamnă că îl cunoaște. Deci noi trebuie să pun neapărat și pe A1 aici, obligatoriu. Da. E reciprocitate. Da.
Și în condițiile astea ar fi... Cunoaște și pe A6. O secundă. No. Și în condițiile astea ar fi, ce treabă, cât am găsit două persoane care au același număr de cunoscuți. Cât e unul? Da, dar ele nu mai au pe altcineva. Atenție, am zis cât e unul deocamdată, da? Bun. Deci sunt obligatori, spun aici, cum eu spun că nu voi găsi printre ele cu același număr. Că dacă mă opresc așa, sunt cu două cu același număr și stop. Atunci spun că a doi cunoaște și pe a trei. Corect. Ca să nu fie același număr. Unu, un singur cunoscut aici și atât. Doi. Doi, ca să fie diferit. Corect. Adică între a unu și a doi, două persoane distincte cu număr diferit de cunoscuți. Iată-l pe a doi cu a trei și atunci a trei este sigur. Cu a doi. A doi, obligatoriu, ca așa dar e. Dar asta el obligat. Cunoaște pe a patru și să spunem că îl cunoaște și, și dacă m-am oprit numai ce, Daria, atunci am găsit două persoane care au același număr. Care au același număr. Și eu nu-mi convine nu să fie așa. Mai pun pe a patru. Îl pun pe a patru. Dar când am pus pe a patru, am același număr 2-2. Am același număr de cunoscuți. Îl punem și pe A1. Îl punem... Dar să nu uitați acum să-l puneți la A4 pe A3. Îl voi pune, imediat. Deci eu vreau acum să fie pus aici încă unul ca să nu fie 2-2. Păi să-l punem pe A5. A5. Domnul profesor. A5. Punându-l pe A5, atunci A5 îl cunoaște și pe A3. Deci e obligatoriu la A4, trebuie să pun pe A3. Corect. Și la A5 pe A3. Păi, A4 îl cunoaște pe A5. Dacă mă opresc numai aici, înseamnă că am două persoane, chiar trei, care au același număr. 1-1-1. Dar eu nu vreau să fie așa. Eu vreau să fie... Nu vreau să intru în chestia asta. Vreau să contrazic ideea de aici. Da. Și atunci, pe cine aș mai avea eu la libertate să spun? Pe A6. Da, ce pe A6? Păi... Pe asta nu a rămas. Atât mi-a rămas, da? Îl pun pe cine? Pe A6, îl pun aici. Dacă l-am pus pe A6, sunt acolo 2. Trebuie să pun pe A4. Da? Pun pe A4 obligatoriu aici, nu mai discut. Bă, vedem că avem deja... Și unde avem 1, 2, 3. Da? Care sunt cu același număr, același număr de cunoscuți. Da? Păi da? A6, domn profesor, și, uitați! Și chiar doi, chiar da. Alte două persoane care au același număr de cunoscuți. Domn profesor, uitați! Da? Uitați, noi tocmai am spus că două persoane o să aibă același număr de cunoscuți. Pentru că dacă noi mai punem unul acolo, o să fie două. Și la acolo nu mai putem să punem altul, că deja am pus. Deci, unde vrei să mai punem? Adică, dacă noi la A4 mai punem, mai vrem să punem o persoană, acolo o să mai punem una, dar o să fie degeaba, pentru că noi, practic, o să mai punem una acolo, sau acolo, sau acolo, sau acolo, și o să fie din nou. Deci, practic, noi acum am demonstrat. Așa este. Acum vreau să insist pe chestia asta. Pentru că o să fie mereu câte una care o să se pună. N-ai cum să cel faci. Puțin două. La infinit o să fie. Deci cel puțin pentru două. Pentru că câte pune... Uite, noi acum, bănoară, aici, că suntem supărați pe A5, care are pe A3 și are numai 1, mai punem pe cineva aici. Putem pune A4? Domn profesor? Punem A4. Da, A4. Domn profesor, dar eu sunt supărată. Dacă îl punem pe A5 la... trebuie să punem pe A5 la... La A4. Da, la A4, dar deci atunci o să am două cu aceeași. Păi vezi? Sunt obligat. Dacă pun unul aici, îl pun și da, și dacă o să mai adaug unul acolo, o să fie din nou. Și dacă mai adaug unul acolo, o să fie din nou. Și dacă mai adaug unul acolo, din nou. Și da. Cel puțin două persoane, într-adevăr, sunt cu același număr de cunoscuți. Deci, oricum a juca de aici încolo, eu nu mă pot duce mai mult de... Maxim 6 persoane să mă duc pe diagonală, da. Nu mă pot duce. Deci cu 5, pardon. A4 cu celălalt. Corect, cu 5, da. Deci cu 5. Și punându-le pe toate cele 5 aici, ia să vedem, A3, A6, A4, A cât mai pot să pun? A2 aici? Și A1. A2, dar A2 unde trebuie să pun obligatoriu? A2 cu A4, A4 cu A2. Păi da, A4 trebuie să puneți acolo. Deci pun aici A4, obligatoriu. Da. Dacă A1. Mai pun aici pe A1,
Faceți la unul și îl puneți pe A4. A4. Și iată, l-am încărcat pe A4 cu câte? 2, 4, 5. Da? Obligația, pentru că am pus aici tot ce poate să fie prieten. Acolo trebuie să adăugăm. Da. Da. M-a determinat ca în urmă să mă întorc și eu te observ că am neapărat minim două cu același număr. Iar am două perechi. Am o pereche și încă o altă pereche care au același număr de prieteni. Dar acum nu putem să-i punem și lua unul pe ceilalți? Putem lui A1. Să-i punem. Care lipsesc? Nu mai poți să ai pe cine. Să vedem ce se întâmplă. Pe A3. Dacă îi pun A1 cu A3, A3 trebuie să pun pe A1. Și o să am. După aceea dacă A2, A1, A2, A3, A4, A5. Acum. Aici pun pe A5. Vă duceți la A5 și o puneți pe A1. Pe A1. Dar acum am cu 4. Și acolo și pe A6 acum. Și pe A6. Și vă duceți la... La A6 pe un pun pe A1. Da, eu deja am din nou cam 5 și cu 5. Deci noi la toți putem să le punem... Păi punem 5 cu 5 și înseamnă că găsim același număr. Deci când te duci obligator și îți construiești tu două, dar tu tocmai construiești să nu fie nicicum același număr. Mami, uite, tu vrei să fie, dacă... vrei să fie toate cu un număr diferit. Dar acum, dacă tu vrei să pui la A2, degeaba, da, dar eu de exemplu, am înțeles cum ai... Ea citește cu X-ul și Y-ul. Domn profesor, să vedeți cum am înțeles eu. Deci, să se arate că în funcție de 2000 de persoane există două care au același număr de cunoscuți printre ceilalți. Se admite că dacă persoana X cunoaște pe Y, atunci Y cunoaște pe X. Adică eu mă gândeam să fie, deci dacă are, cum ați spus, să zicem la A6, da? Are pe A4 și A1, să mai găsesc undeva doar pe A4 și A1, mă gândeam eu. Nu. Deci dacă același A6 are pe A4... Același număr se referă numai la numărul de cunoscuți, nu și la... Nu. La numele lor concrete. Exact. Și la numărul de cunoscut, că sunt două, sunt patru, sunt trei. Nu contează. Nu, numărul contează. Ideea este că te obligă de fiecare dată, când l-ai plasat undeva, să-l pui și la celălalt. Deci odată plus A4 la A6, trebuie să-l pui la A4 pe A6. Corect. Deci la A4 trebuie să-l plasezi pe A6, obligatoriu. Și atunci la 2000 de persoane, cum faci demonstrația? Cum gândim aici cum că gândim, tot timpul vom avea... Păi, dar domn profesor, că de 6 persoane. Clar că va fi. Dar, dacă punem acolo 2000 de persoane, o să fie mereu așa. Pentru că oricât de multe persoane ai avea, mereu o să fie una, care, două sau... Da, dar mama zice totuși eu vreau să simt problema mai altfel. Ceva s-a înțeles aici, nu? Da. Datorită faptului, eu prin modelul ăsta am vrut să cobor la un, la un număr mic ca să pot să fac înțeles. Hai să mergem și la 4, să vedem la 4 e mai clar, să vedem mai persoane, bine. Da? La 4 persoane. Da, să zicem că ar fi 4, nu 2002. Deci, să ne închipuim că ar fi fost doar 4 persoane. E vorba de persoana A1, persoana A2, A3 și A4. Ia să vedem, Daria. Cum distribuim? Pot eu să pun? Da. Încercăm să punem un număr diferit de persoane. Începem de la una. Da. Ok. A2. A1 cunoaște pe A2. Din dată trebuie să pun aici pe A1. Da. Și dacă mă opresc aici, nu-mi place. Nu-mi place că ar fi două. Ok. Aș avea de asta din start două persoane. A2 cunoaște pe A4. A2 pe A4. Atunci la A4 pun repede pe A2. A2. A4 cunoaște pe A3. O secundă. Am repede două persoane cu același tocmai din motivul ăsta, că trebuie să adaug. Trebuie să-l pun dincolo. Acum uitați. Deci atenție. Eu încerc să pun la A2. Nu vreau să fie între A1 și A2 același număr. Trebuie să pun unul de după el. Când pun unul de după el pe A3 sau pe A4, punând la aici, trebuie să adaug imediat aici. Corect. Da? Și atunci ai deja. Și ăsta e motivul pentru care există. Deodată ai văzut de la start că ai totdeauna cel puțin două. Persoane care au acel număr. Dacă așa nu vreau să redactezi asta. Cum să facem asta, da? Exact cum am făcut aici. De la mic la mare, da? Zic așa. Presupun că lui A1
îi pun în corespondență. Stai. Știți cum era răspunsul? Nu. Da, mă interesează. Presupunem că nu există două asemenea persoane. Exact. Ci fiecare are număr diferit de cunoscuți. Păi asta, mă, lasă-l facem și noi. Da? Uite asta. Păi suntem tari. Asta am putut să pun și noi. Da. Deci după cum vedeți, suntem tari. Deci presupunem că nu există două persoane care să aibă același număr de cunoscuți. Și cum aș redacta? Aș face exact cum vedeți aici, 1, 2, 3, 4, puncte, A indice 2002. Aș fi fost mai mult de calculată tot așa nu asta. Nu, nu, importanță. Deci, puncte, da? Așa. Și atunci ce spune? Lui A1 îi pun dedesubt primul prieten pe A2. Da. Sunt obligat, datorită faptul că A1 cu A2 și la A2 să pun A1. Da. Cum, Daria? Cum? Cum A1? În momentul ăsta am două persoane cu același cu număr. Cu același număr? Și eu vreau să mai adaug unul de dincolo. Atunci, pot să pun... Nu pot să adaug unul din spate, ci unul din față, da? Îl pun, de exemplu, la A4, pe A3. Îl pun la A2, pe unul de dincolo din ele, de la A3 până la 2002. Pe ce vrei să pui? Pe 1994. Bun. A? Indice 1994. Da? Și pe 1994 adaug pe A2. Neapărat! Și atunci o să fie egale. 1994 pun neapărat pe A2 pentru că l-am pus în dreptul așa. Deci am de două persoane cu câte un elev. Da? Două cu câte un elev. Cu câte un prieten. Și nu vreau să fie așa. Și dacă nu vreau să fie așa, fug repede la A2 și nebunit îi pun la A2. Ia atent ce fac acum. Nebunit îi pun la A2 pe A1. Nu pe A1. Aba, nu, că l-am pus. Deci, lui A2, de ce a pus la A4 pe A2? Nu, că ai zis tu. Rep la 1994, pun pe, l-am pus pe A2, așa. Bine, și atunci ar fi A2, A2 aici, 2 câte 1. A1 cu A2, A2 cu A1. A 1994 cu anul 1994, l-am pus aici, îl pun aici, corect. Și fiindcă pe ăștia vreau să-i distrug, las unul aici, doi aici și mai pun aici un 1. A3 pun ala. Dacă pun A3 aici, trebuie să vin la A3 să-i pun pe A1994. Și ar sunt doi. Deci nu am niciodată șansă să fac să ceva așa evit, să evit situația de aici. În concluzie pot spune așa. Oricare două, există totdeauna două persoane care au același număr de prieteni. Da? Ia citește de acolo, vezi raționamentul. Mă interesează dacă e găsit. Atâta scrie. Presupunem că nu există două asemenea persoane, ci fiecare are număr diferit de cunoscuți. Atât. Perfect. Iar eu, pentru copil... Păi, practic, ne spune ideea cum să prefacem și... Fac așa ceva și scriu și în cuvinte. Cum la doi nu vreau să fiu unul singur, voi pune unul dintre cei de după a doi și 1994 ai spus tu. Da. Atunci la 1994 pună obligatoriu pe A2 și atunci A1 și cu A2 ar avea același, A1 și cu 1994 ar avea același număr de prieteni. Și atunci mai pun încă unul, ca să fie 3, și îl pun la celălaltul, A3 la A3 până 1994 și sunt, iată câte unul. Și eu stric pe ăsta, stric și pe ălaltul. Ei, deci tot timpul voi avea cel puțin 2 cu același număr, da? Spunem așa. Ce redactăm acolo? A rezolvat. Pai. Exact ce am făcut. Presupunem exact că nu există două asemenea persoane. Și fiecare are număr diferit de cunoscuți. Așa. Ce? Pe
ce râzi? Nu am... Deci, rezolvare, da? Rezolvare. Presupunem că negăm asta, că nu, și supunem nu, nu există două persoane ce au același număr de cunoscuți. În paranteză, oricare două din ele, sau fiecare din ei au câte un număr diferit. Asta înseamnă. Fiecare din cei 2002, fiecare din cei 2002 au un număr diferit de cunoscuți. Da? Au un număr diferit de cunoscuți. Și atunci, aș face exact aici. Da, o să fac o linie așa, că o să geată. Corect. Iată repartiția. Două puncte. A1 îi punem A2. Da? A2, A1. Atunci A2 obligatoriu. Păi A2 trebuie să-i punem A1. Ei sunt până la A2002. Și în această situație, da, în pasul 1. Deci prima repartiție, pasul 1. În această situație, sunt doi din ei care au același număr de cunoscuți. În această situație, sunt doi ce au doar câte un prieten. Pasul 2. Stricăm situația asta. Da? Stricăm situația. Și lui A2 îi punem unul din cei de după A3. Încolo. Da? Lui A2 îi punem pe A indice 1999. Există, da? 1999. Și atunci lui A 1999 îi punem obligatoriu pe A2. Adică A1 și cu A1999, deci rezultă că există A1 și A1999 cu câte un prieten. Așa că reparăm asta și luăm A1999 și punem pe altcineva, ca să fie, să nu fie câte unul, ci să fie doi, sau chiar trei trebuie să fie, chiar trei. Dar să nu fie cu ăsta de aici. Dar
Tot așa făcând, constatăm că în fiecare etapă, deci puncte-puncte, se constată că totdeauna găsim doi care au același număr de prieteni. Da, te uitam la altceva? La ce te uitam? La o problemă, citeam. Da. Să văd dacă pot să o rezolv. O oră? Să o oră, da. O oră, pentru că a fost o problemă foarte tare. Hai să o oprim. Oprez? Da. Și să facem o altă.